Mă bucur foarte mult că putem fi împreună la această ediție inedită a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film. O ediție aproape la fel de neobișnuită, cel puțin pentru unii dintre noi, cum e și venirea pe lumea lui Păcală, personajul din filmul lui Geo Saizescu, despre care am ales să vorbesc, personajul despre care am ales să vorbesc azi. Am văzut acest film pentru prima oară în anii copilăriei sau adolescenței mele. Recunosc că îl uitasem pe Păcală pentru că alte personaje contemporane i-au luat locul. Acum când am văzut filmul cu ochii adultului care caută în spatele comportamentului și în spatele cuvintelor lui Păcală noi înțelesuri, m-am gândit ce-ar fi potrivit. Ce aș mai putea spune despre Păcală, un personaj atât de cunoscut, atât de al nostru, bulgărele ăsta imens de haz și istețime care se rostogolește dintr-o situație în alta, care rezolvă problemele într-un mod neașteptat. Azi am putea spune despre el că e un tip creativ și am să explic de ce aleg să spun asta. Are pentru orice situație o soluție inedită la care cei mai mulți nu s-ar fi gândit sau nu s-ar fi așteptat. Râde, joacă farse, este curios, vrea să cunoască, să înțeleagă. Putem fi sau nu de acord cu modul în care alege să acționeze în anumite împrejurări. Cred că unii dintre psihologi ar putea spune despre Păcală că alege să se adapteze creativ. Adaptarea creativă nu e un proces atât de complicat pe cât ar putea părea. Adaptarea creativă vorbește despre felul în care fiecare dintre noi, copil, adolescent, adult, alege să rezolve, să soluționeze o stare conflictuală, o discuție în contradictoriu, o disensiune. Ce face Păcală? Păcală alege să privească și să asculte cu foarte mare atenție. Are un soi de uimire, e foarte uimit de fiecare dată când intră într-o stare de conflict între autorități și oameni din sat, privește cu ochii mari, e curios, vrea să înțeleagă. Eu aș propune și v-aș încuraja să facem acest exercițiu pentru zilele următoare. Să fim uimiți și curioși și să ascultăm cu o secundă în plus, indiferent de împrejurare, indiferent dacă vorbim despre o stare conflictuală sau pur și simplu despre o situație obișnuită de viață. De foarte multe ori, a fi uimit ca un copil și a acorda o secundă în plus de ascultare pot face diferența între soluția inedită și soluția obișnuită care nu întotdeauna ne duce la rezultatul dorit. Eu vă doresc ca aceste exerciții să devină, în măsura în care vă doriți, evident, niște obișnuințe frumoase pentru viața de zi cu zi și să ne revedem de fiecare dată, dacă nu puțin mai înțelepți, atunci poate puțin mai vesel și cu ceva mai mult simț al umorului.